Mulțumesc, frate Ion. Credeam că fratele Ion o să anunțe decesul surorii Ana din Bica. Azi noapte o deceda sorana. Cei care ați cunoscut-o, cred că ați apreciat-o pentru calitățile ei. Este posibil ca marți să aibă loc mormântarea, dar vom mai primi informații, cred că, de acolo. Și-a terminat cursul în mod credincios și asta e important. A fost un exemplu pentru noi. Dragi frați și surori, stimați prieteni, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie și vă mulțumim că ne-ați primit la voi, unde ne simțim totdeauna bine. Sunt fericit că ne întâlnim și doresc ca să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să învățăm împreună. Toate sunt privilegii de care un copil al lui Dumnezeu se poate bucura. Dumnezeu este foarte dispus să ne dea binecuvântarea Lui. Are o plăcere să ne vadă fericiți. Și este privilegiul nostru de a fi fericiți cu Dumnezeul nostru și cu Mântuitorul nostru și cu adevărul Lui. Viața este un dar, fiecare zi pe care o trăim este un dar de la Dumnezeu. Și dacă noi avem ușa deschisă ca prin acest dar prezent să câștigăm un dar veșnic, este favoarea Lui. Și aș vrea să ne gândim cum am putea să prețuim favoarea lui Dumnezeu. Pentru salvarea noastră s-a plătit un preț imens. Îl știm aprecia. Ne gândim la acest lucru în mod suficient. Trebuie să ne simțim foarte onorați de chemarea lui Dumnezeu. Și trebuie să fim uimiți de făgăduințele nespus de mari a lui Dumnezeu. Pentru început vreau să citesc un pasaj. El se află în Efeseni, capitolul 2, vom citi primele 7 versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți.
este o primă idee pe care Apostolul Pavel o scoate în evidență aici, o realitate, o realitate tristă. Este păcatul cu urmările lui, prin care, prin păcat, am pierdut mult nobleța Edenului, nobleța perfecțiunii. Cât de adânc ne-a adus păcatul, e foarte greu de spus. Noi privim în oglindă și ne vedem pe noi, însă esențial este ceea ce nu vedem în oglindă, interiorul, mintea noastră, sentimentele noastre, afecțiunea noastră, motivația noastră, preocupările noastre lăuntrice. Deci, urmările păcatului sunt catastrofale. Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Aici este intervenția lui Dumnezeu în problema ființei umane. Fără această intervenție am fi mers pentru veșnicie în mormânt. Exprimarea Apostolului Pavel pentru mine este uimitoare. Dar Dumnezeu, care era bogat în îndurare. Avem de-a face cu un Dumnezeu nu doar mare, nemuritor, atotputernic, înfricoșător, dincolo de mintea umană. Avem de-a face cu un Dumnezeu generos. Dumnezeu este dragoste. Pentru dragostea, nu doar dragostea, dragostea cea mare, noi nu o meritam. Este atât de mare încât nu poate fi exprimată. Versetul 5. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Unde eram? Prin intervenția salvatoare a lui Dumnezeu, unde ne-a adus? La o viață nouă, în Hristos. Deja mintea noastră, de acolo, din adâncimea degradării, se poate înălța până la ceruri, locurile cerești, locurile spirituale în Hristos Iisus. Versetul 7. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Bunătatea lui Dumnezeu nu se mărginește doar la timpul prezent, la viața prezentă, ci ea va continua în veșnicii. Și harul acesta, prin Hristos, în salvarea și glorificarea bisericii,
Cred că va fi un subiect de meditație de-a lungul veșnicilor pentru orice creatură din universul mare al lui Dumnezeu. În baza acestor afirmații, vreau să ne punem câteva întrebări. Voi știți, eu nu am lucruri noi. Preocuparea mea este ca lucrurile veritabile ale Scripturii să încerc să le prețuiesc în așa măsură încât să-mi subordonez viața mea și afecțiunea mea și idealurile mele adevărului scump al lui Dumnezeu. Deci aș vrea să punem trei întrebări, ele sunt destul de, cum să spun, ușoare, simple. Prima întrebare este, de unde ne-a chemat Dumnezeu? A doua întrebare este, ce, la ce ne-a chemat Dumnezeu? De unde, la ce ne-a chemat? Putem spune și de ce ne-a chemat. Și a treia întrebare este, care-i scopul lui Dumnezeu cu cei chemați? De unde, de ce, cu ce scop? Vom folosi texte din Scriptură să răspundă la aceste întrebări și din nou vreau să spun că pentru mine și cred că și pentru voi, în orice mesaj al lui Dumnezeu folosit prin instrumentele sale, profeți, apostoli, sunt încă taine, profunzimi care încă nu le pot înțelege. Dar cred că esența este simplă și este menită oricărui om care dorește să asculte de Dumnezeu, fie educat sau needucat, fie mic sau mare, bogat sau sărac. Esența Evangheliei simplă, accesibilă fiecărui om care îmbrățișează mesajul lui Dumnezeu. Galateni 1, versetul este 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Acesta e prețul plătit. Ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. De unde? Din acest veac rău. Din această lume necredincioasă, subjugată de cel rău. A venit Domnul nostru, a plătit prețul acela mare să ne smulgă, să ne ia de acolo, să ne izbăvească de acolo. Este veacul păcatului, veacul necredinței, veacul ignoranței, veacul înșelăciunilor, veacul egoismului, lista este lungă. Dumnezeu ne scoate de acolo. Cuvântul biserică înseamnă chemată afară din lume, din veacul acesta rău. Nu voi insista asupra faptului că în veacul acesta rău sunt și lucruri bune, sunt și caractere nobile, sunt oameni de valoare. Nu aceasta doresc acum,
Doar Scriptura este clară, realitatea confirmă, lumea zace în cel rău. Poate că aș putea să spun două exemple. Cehii, 80% sunt atei. Nu este un veac al necredinței? În Statele Unite, peste 50 de cupluri nu sunt căsătorite, trăiesc în concubinaj, o țară care se laudă cu Dumnezeu, cu protestantismul. Deci exemplele că e viacul rău și lumea merge într-un proces continuu al degradării este o realitate foarte clară. Bun, subliniez și acest lucru. Ne-a smuls din acest viac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Din, așa cum spunea Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, erați morți, erați copii ai mâniei și acum aveți dreptul să-L numiți pe Dumnezeu cel mare cu acest nume dulce, Tată. Lucrul acesta trebuie să ne facă foarte fericiți. Sunt probleme, avem necazuri, suntem bolnavi, câte nu sunt. Dar dincolo de acestea este Dumnezeu, este Hristos, este mântuirea, este speranța, sunt lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Al doilea text care răspunde la întrebarea de unde, îl găsim în Coloseni, capitolul 1, citesc versetul 12 până la 14, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Aici deja răspunde la întrebarea a doua, versetul, la ce ne-a chemat Dumnezeu. Versetul 13 spune așa: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. De unde? Din acest veac rău. Veacul rău, sub ce putere, sub ce control, sub ce autoritate se află? Sub puterea întunericului. Puterea întunericului este puterea diavolului. Este puterea păcatului. Este puterea urii, a răutății, a șmecheriei. Iar lista e foarte mare. Și ne-a strămutat de unde? Și unde ne-a dus? Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ce mare schimbare! Ce mare transfer! Ce privilegiu, dragii mei! În care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Vreau să subliniez un aspect aici. Foarte mulți oameni cred în Domnul Iisus Hristos. Foarte mulți oameni vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Foarte mulți oameni se laudă cu realizări în domeniul credinței și al religiei. Și totuși poate fi un mare pericol, și anume acela
ca să urmărim niște obiective în alergarea noastră, în viața noastră, chiar niște calități creștine să le urmărim, chiar să iubim foarte mult adevărul și totuși să fie valabil reproșul din, la biserica din Efes. Dar am ceva împotriva ta. Știu răbdarea, știu osteneala, știu faptele tale. Ai lucrul acesta bun. Dar am ceva împotriva ta. Ai părăsit dragostea dintâi. Deși dragostea dintâi se manifestă prin dragostea față de adevăr, față de legea lui Dumnezeu, față de frați, față de dușmani. Dar pentru a înțelege ideea aceasta vreau să vă dau un exemplu. Un om foarte generos ne face un cadou imens. Și atât de mult prețuim cadoul încât ne lipsește aprecierea pentru dătător, pentru cel ce l-a făcut. Deci noi putem iubi anumite aspecte din Scriptură, dar să pierdem această esență, Hristos în voi. Să pierdem sursa care generează binecuvântările și favorurile și așa mai departe. Este un verset care aș vrea să-l citesc din 2 Corinteni 13, versetul 5. Pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Hristos în voi, spune în Coloseni, nădejdea slavei. Deci Hristos în voi, nu doar adevărul în voi, caracterul lui. Valoarea Domnului nostru, calitățile lui, de să apreciem pe dătător mai mult decât darul care ne-a fost făcut. Și aici poate fi un pericol. Deci Dumnezeu ne-a chemat din acest veac rău, de sub puterea întunericului, în această lume. De ce ne-a chemat Dumnezeu? Am văzut prețul plătit pentru noi. De ce ne-a chemat Dumnezeu? Și aici, din nou spun, înțelegerea, nu doar cu mintea, ci cu inima, cu ființa noastră, să vibreze la mesajul lui Dumnezeu. Atunci vom putea să înțelegem că Dumnezeu, cu toată bunătatea Lui, putea să ne cheme din această lume, să ne facă prietenii Lui, să ne facă robii Lui, undeva la periferia favorilor Lui să ne odihnim și să spunem, Doamne, îți mulțumesc, de unde m-ai scos și iată că mă simt bine în acest cadru creat de tine. Ei, nu numai atât, ci iată mărturia Scripturii, sigur că o știți, nu am nimic de spus deosebit. Folosim textul din 1 Ioan, capitolul 3 și versetul este
de la 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Continuăm să citim, sunt lucruri foarte, foarte frumoase și mai departe, speranța binecuvântată a celor chemați. Dar subliniez, Dumnezeu ne-a chemat să ne facă copii ai Lui. Iară pot să mă gândesc la un exemplu. Dacă regele trece pe un traseu și vede oameni necăjiți și dă ordin la supușii lui, acești oameni neajutorați și bolnavi și lipsiți, nu vreau să mai fie în situația asta. Vă rog, le faceți case, le dați bani să trăiască, să trăiască decent. Ce mare lucru făcut pentru acești oameni, enorm de mult. Dar când regele spune, acești oameni necăjiți și lipsiți, de astăzi vor fi copiii mei, vor trăi la curtea mea, vor mânca la masa mea. E diferență? Asta face Dumnezeu cu noi. De unde și iată de ce ne-a adus să ne facă copii ai Lui. Și acum, în calitate de copii, avem privilegii, sigur, multe. Unul dintre cele mai prețioase este privilegiul rugăciunii. Este această părtășie cu Dumnezeu prin rugăciune. Studierea adevărului, un alt privilegiu. Dar noi trebuie atât de mult să prețuim darul lui Dumnezeu încât să ne facă o plăcere să-L mărturisim, să vorbim despre El. Poate că e un subiect la care avem niște carențe, dar mărturisirea adevărului, mărturisirea mesajului lui Dumnezeu este un privilegiu pentru copiii lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Petru în 1 Petru 2, de la versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Toate sunt exprimări foarte bogate și au, să spun, originea în Vechiul Testament. Israel a fost o seminție aleasă. Acolo a fost o preoție de valoare în sânul acestei națiuni. Și aceste făgăduințe făcute Israelului natural, în sens spiritual, aparțin acum Bisericii lui Dumnezeu. Vedeți, în poporul lui Dumnezeu nu este un preot în sânul nostru prin care noi să avem acces la Dumnezeu, pentru că preotul în Israel avea acces la Dumnezeu și se ocupa de lucrurile sfinte ale tabernacolului. Toată clasa chemată a lui Dumnezeu, toți copiii lui Dumnezeu sunt o clasă de preoți care au acces la Dumnezeu. După aceea, ideea este, pe care am vrut să o subliniez, mai departe în text. Deci, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, cu ce preț, ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Deci în calitate de copii trebuie să vestim bunătatea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, virtuțile, caracterul Dumnezeului nostru, care atât de frumos poate fi observat în planul veacurilor. Ce frumoase sunt pe munți picioarele care vestesc vestea păcii, vestesc mântuirea, care spun Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Deci avem un mesaj de transmis și de acest mesaj care nu suntem noi autorul lui, ci este Dumnezeu, are nevoie fiecare om, indiferent de condiția în care se află. Și tu, ca ambasador, ca reprezentant al lui, ai privilegiu să transmiți acest mesaj. De ce ne-a chemat să ne facă copii, să vestim mesajul? Dar măcar două idei mai vreau să subliniez. El ne-a chemat să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Nimeni, niciodată, nici acum, nici în viitor, nu va intra în posesia vieții veșnice fără de chipul lui Hristos, fără de chipul lui Dumnezeu. Și să folosesc un text pentru aceasta, el se află în Corinteni, este vorba de 2 Corinteni, capitolul este 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Da, în oglinda Scripturii noi îl vedem pe Domnul. Vedem caracterul lui, bunătatea, umilința, smerenia, spiritul de sacrificiu, de ascultare, de subordonare față de voința lui Dumnezeu. Am venit, spunea Domnul nostru, nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Noi devenim copii lui Dumnezeu când firea veche o pironim, o răstignim. Când viața nouă, născut din Spirit, din Cuvânt, se poate observa în viața noastră, când Duhul nostru și Duhul lui Dumnezeu mărturisesc că suntem copiii lui Dumnezeu. Deci vedem slava Domnului în Scriptură. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Aceasta e esența chemării noastre. Dacă aceasta o realizăm încetişor, pas cu pas, dacă asta ne preocupă, pe asta punem accentul, vom avea o intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și păgrăbesc să spun încă un lucru pe care cred că este important. Știți de ce ne-a chemat Dumnezeu pe lângă cele amintite? Ca noi să fim fericiți cu Dumnezeul nostru. Dacă noi, în această stare de har, dacă noi cu Dumnezeul nostru, dacă noi cu Mântuitorul nostru, Marele Rege, care lucrează, dacă noi cu o speranță atât de binecuvântată, cu o viziune atât de armonioasă privind restabilirea neamului omenesc, dacă noi nu suntem fericiți și bucuroși, înseamnă că nu trăim la înălțimea privilegiilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu poți fi un creștin autentic în același timp osomorât, încuntat, răutăcios.
Nu poți fi, nu merg una cu alta. Și să ne uităm la câteva texte pentru acest lucru, să vedem ce spune 1 Petru 5 cu 10. Mai întâi să urmărim 1 Petru 1 cu 8. Îți citesc și 7, să vedem legătura, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Versetul 8. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Asta e credința. Credeți în El fără să-L vedeți. Deci îl iubim, nu mai credem. Ambele cuvinte, cheie, sunt de subliniat. Îl iubim. Credem. Nu L-am văzut. Dar, partea din urmă, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Fraților, la asta ne cheamă Dumnezeu. Vrea voi ca părinți sunteți fericiți când copiii voștri sunt bucuroși, sunt veseli, sunt sănătoși, le merge bine? Cum vă simțiți voi în familie când copiii voștri, poate fără motiv, sunt nefericiți, sunt nemulțumiți, sunt rebeli, sunt. Ne simțim rău ca părinți. Păi Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm cu ceea ce El ne-a dat. Bucurați-vă nădejde, spune Apostolul Pavel. Și expresia aceasta cu o bucurie negrăită și strălucită. Nu știu, simt că trebuie să radieze din priviri, din fața noastră, din ce suntem, această bucurie cerească, această bucurie constantă care poate rămânea în ciuda greutăților, a probelor, a necazurilor. Pavel era în închisoare și bătut și îmbutut. Și era posomorât și trist și nefericit. Cânta cântări de laudă. Nu știu cum, dar chiar aici este secretul și minunea lui Dumnezeu. Ca în condiții neprielnice, nefavorabile, tu, copilul lui Dumnezeu, să ai liniște, să ai pace, să ai credință, să ai speranță, să nu te doboară povoara vieții prezente. Și mai citesc un verset în cuvintele Domnului Iisus legat de această bucurie din Evanghelia lui Ioan, capitolul este 15, după ce ne arată Iisus vița adevărată, Domnul spune spre încheiere, versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Vreau să observați că Domnul spune aici bucuria mea să rămână în voi. Deci bucuria pe care tu trebuie să o ai nu izvorăște din tine, nu este emanația ta ca om, ci este bucuria Domnului. De acolo îți vine, de acolo coboară asupra ta. Altfel nu poți să ai această bucurie
în situații dificile și critice. Bucuria mea să rămână în voi și ea să fie deplină. Ne-a chemat să ne facă copii. Ne-a chemat să-i vestim caracterul și adevărul. Ne-a chemat să ne facă asemenea Fiului Său. Ne-a chemat să ne bucurăm de darurile Lui. Dacă în acest fel gândim, trăim, dacă aceasta este prioritatea vieții noastre, atunci cu ce scop ne-a chemat Dumnezeu? Știți cu ce scop? Spune Domnul Iisus, cel ce va birui, îi voi da stăpânire peste neamuri. Cel ce va birui va sta pe scaunul meu de domnie, pentru că și eu am biruit și stau cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și când citesc în Scriptură câteva versete privind această speranță glorioasă, putem spune și noi bucuria care ne stă înainte, ea trebuie să înceapă aici. Ea va fi deosebită de mare și vastă și profundă dincolo. Iată ce spune Apostolul Petru legat de aceasta în 1 Petru 5, versetul este 10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus, la ce ne-a chemat? La slava sa veșnică. Slava sa veșnică. După ce veți suferi puțină vreme, e timpul încercării, așa vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. Deci ne cheamă la slava Lui. De acolo, din mocirlă, prin acest proces de purificare, de nobilare, vrea să ne conducă la slava Lui veșnică. Și aceștia biruitori vor fi instrumentele Lui Dumnezeu pentru binecuvântarea întregii omeniri. Ce mare privilegiu! Îi voi da stăpânire peste neamuri, guvernul lumii viitoare va fi Domnul cu biserica Lui. Din Sion, am văzut pe mielul, pe muntele Sionului, împreună cu cei 144.000. Din Sion, care este întruparea desăvârșirii, de acolo va străluci Dumnezeu. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ va fi muntele Sionului. Vom fi și noi o parte micuță în acest munte? Dacă ne facem chemarea și alegerea în mod credincios. Domnul să ne ajute la aceasta și dacă mergem de aici cu dorința de a fi fericiți cu Dumnezeul nostru, de a ne bucura de cadourile imense pe care ni le-a făcut El, dacă aceasta este preocuparea noastră de a face voia Lui, vom fi fericiți și acum și în veșnicii. Să ne așteptăm bucuria numai atunci. Atunci ne-o bucura, acum trebuie să fim tristi, să plângem, să fim posomorâți. Nu se poate. Trebuie să o avem de aici. Domnul să ne ajute și să ne ierte dacă am spus ceva greșit. Amin.